6 români aflați pe vasul de croazieră Diamond Princess, ancorat în portul Yokohama din Japonia și care fac parte dintr-un grup de 500 de persoane care nu au manifestat simptome de coronavirus, revin vineri noaptea în țară. Doi dintre români sunt pasageri ai embarcațiunii de lux și 4 membri ai echipajului. Echipaj medical, SMURG și echipaj de la Comisarul Navalului vor fi acolo îndomântă pe presiune negativă în interiorul vapurului. La sosire vor fi preluați de ISU într-o mașină special pregătită și însoțiți de echipa medicală la centrul de carantină. Trebuie să sublinem un lucru. Nu sunt infectați, nu sunt suspecți, s-au făcut analizele, sunt negative. Dacă se pozitivează în timpul de 14 zile, se mută la spital. Dacă rămân negativ, după 14 zile se testează și pleacă acasă. Asta e procedura simplă. În total, 17 români s-au aflat la bordul navei aflate de zile bune în carantină în Japonia, între care 15 membri ai echipajului și 2 turiști. Ambasada României la Tokyo este în contact și cu ceilalți români care se află în continuare pe vas. Pe de altă parte, starea de sănătate a celor 2 români membri ai echipajului infectați cu coronavirus și internați în Japonia este în continuare bună, mai precizează MAE.